În toamna anului 1993, împreună cu fratele Samuel Bâlc, mai eram 23 de studenți, care atunci ne pregăteam să intrăm pe porțile seminarului Institutului Teologic Baptist din București. Sunt aici, în această dimineață, împreună cu fratele Ilinel Cazacu, colegii ai tăi, și numele promoției 1997, vrem să fim alături de voi, și vrem să vă amintim că Dumnezeul fratelui rector, Talpoș Vasile, rămâne în continuare și Dumnezeul vostru. Amin. Al casei tale, Simi, al casei lui, lui Cristi, al casei Emei, Aș vrea ca să vă amintiți și să vă alăturați în aceste momente lui Moise, care în momente dificile, precum voi, a putut să spună, am avut și am un Dumnezeu credincios. Dumnezeul fratelui Tarpo și a fost Dumnezeu credincios pentru că în momentele dificile ale vieții lui, i-a fost alături. Mai mult decât noi toți cei care suntem aici, voi, copiii lui, cunoașteți momentele acelea dificile ale vieții, când Dumnezeu s-a arătat credincios. Și ați putea spune și voi, alături de Moise în psalmul 90, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din iam în eam. în aceste momente dificile pentru voi. Nu uitați! aveți un Dumnezeu credincios ce a fost credincios fratelui Talpoș. Pentru că fratele Talpoș i-a fost credincios lui Dumnezeu. Și aș vrea să închei pentru noi toți cu cuvintele pe care omul lui Dumnezeu, cel care a scris Cartea Evrei în versetul 13, în capitolul 13, versetul 7, spune Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lui lor de viețuire și urmați-le credința. Amin.